extraordinară pentru a avea în discuții și în centrul atenției proiectele propuse în convocator pentru buna desfășurare activității administrative teritoriale și pentru a discuta proiectele de dezvoltare a comunității noastre. Permiteți-mi să îl invit pe domnul secretar să dea citire procesului verbal din al ședinței anterioare. Domnule secretar, aveți cuvântul. Dau citire în cele ce urmează procesului verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local Orbeni Județul Bacău din data 26 februarie 2021. Astăzi, 26 februarie 2021, începând cu ora 12, are loc ședința Consiliului Local Orbeni cu participarea consilierilor locali în sala de ședință a Primăriei Comunei Orbeni din satul Orbeni, strada Luz, numărul 178, Comuna Orbeni, Județul Bacău, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectului ordinei de zi aferent cu participarea consilierilor din cadrul Consiliului Local Orbeni. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinei de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primar Popa Făstache. Punctul 2, raport privind starea economico-socială și de mediu a unității administrative teritoriale Orbeni, județul Bacău, prezintă primar Popa Făstache. Se solicită intervenții din partea președintelui de ședință, nu sunt solicitări. Are cuvântul secretarul general al Comunei Orbeni, județul Bacău, care informează consilierii locali cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoarte de specialitate și alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Are cuvântul secretarul general al Comunei Orbeni, care decide procesul verbal al ședinței anterioare. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primar Popa Păstache, are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care de citire materialului aferent, are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, care de citire materialului aferent. Se solicită intervenția, are cuvântul domnul Martiș Gheorghe, care întreabă câte persoane avem în această situație. Răspunde primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, două, maxim trei persoane, niciodată nu au fost mai multe. Domnul președinte de ședință solicită intervenții. Nu sunt intervenții, se solicită votul, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, unde avem un raport privind starea economico-socială și de mediu a unității administrative teritoriale Orbeni, județul Bacău, prezentată de primar Popa Păstache. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire raportului întocmit în acest sens. În cuvântarea sa este prezentată situația la nivelul instituțiilor din localitate, Primăria Comunei Orbeni, Consiliul Local Orbeni, Centrul de zi Orbeni, dar și situația pe următoarele domenii: social, demografic, cultural, economic, agricol, într-o analiză cuprinzătoare cu privire la realitățile în care ne situăm la nivelul perioadei 2020, dar și început de an 2021. Sunt prezentate tot obiectivele propuse, realizările, nerealizările la nivelul anului 2020, cât și obiectivele pentru anul 2021. Are cuvântul președintele de ședință care declară închise lucrările prezentei ședinței. Vă mulțumim, domnule secretar. Unul dintre dumneavoastră are ceva de adăugat, de întrebat, referitor la citirea fostului sau anteriorului de proces verbal. Dacă nu, domnul consilier, permiteți-mi să dau citire ordinii de zi. Pentru ședința de astăzi, numărând se întâlnește cu vorbă, tatăl meu este prezentă, îmi permiteți să dau citire ordinii de zi. La numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul 4 al anului 2000, domnul primar inițiator. La numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator tot domnul primar. La numărul 3, proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării și parcurgerii procedurilor în vederea intabulării suprafețelor de pășune ale Unității Administrative Teritoriale Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator domnul primar Popa Păstache. La numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării indicatorilor tehnico-economici a investiției în modernizare drumuri locale DR250 și DR158 și consolidare punctul Vadul Chiriței Orbeni. La numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și indicatorilor tehnico-economici a investiției modernizare drumuri de interes local în satele Orbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului
din Comuna Urbeni, localitatea Urbeni. La punctul 6 al ordinii de zi, dăm citire proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor prealabile necesare pentru închirierii spațiilor din incinta clădirii cu destinație de dispensar de medicină umană din satul Scurta, Comuna Urbeni, județul Bacău. Prin urmare, supunem la vot ordinea de zi. Dacă îmi dați voie un pic, înainte de a supune, aș dori ca punctul 3 de ordinea de zi, care face referire la demararea și parcurgerea procedurilor în vederea întablării suprafețelor de pășune, să-l retrage de pe ordinea de zi și să-l discutăm în ședința următoare, pentru că mai găsesc câteva informații, ca toată documentația prezentată pentru aprobarea întablării să fie completă. Deci, prin urmare, domnule consilier, sunteți de acord cu retragerea punctului 3 de pe ordinea de zi pentru adăugirea documentației complete într-o ședință viitoare, să avem toate datele tehnice la dispoziție. Sunteți de acord? Este cineva împotrivă? Deci, cu unanimitate de vot, s-a aprobat ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din data de 31.03.2021. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunii Urbeni. Îi dăm cuvântul domnului primar Popa Costache să ne facă o trecere în revistă asupra materialelor. Domnule primar, aveți cuvântul? Da, o să dau citire raportului privind aprobarea execuției bugetului local al Comunii Urbeni pe trimestrul 4 anul 2020. Bugetul propriu al Comunei Urbeni, elaborat și aprobat și executat în conformitate cu prevederea articolului 49 alineatul 12 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, a legii 15/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. Așa, pot preciza că la data de 31.12.2020, situația execuției bugetare s-a prezentat astfel. Pe secțiunea de funcționare, ca și venituri, prevederi bugetare anuale inițiale 3.834.000, prevederi bugetare trimestriale definitive, la finalul anului 4.476.000, încasări realizate 4.134.429 lei, procent realizat din prevederi trimestrului cumulat de 93,37%. Parte de cheltuieli, secțiunea de funcționare, prevederi bugetare inițiale 3.834.000, prevederi bugetare trimestrial acumulat definitiv 4.476.000, realizări 3.310.073, procent din prevederi realizat 73,95%. Excedentul la finele anului 2020 este de 825.356 lei. La secțiunea de dezvoltare avem venituri în secțiunea de dezvoltare de 2.384.300 propuse a fi realizate inițial. La finalul anului ar fi în sumă de 3.262.700, încasări realizate 2.491.717 lei, realizat prevederi trimestrul cumulat, un procent de 76,37%. Cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, 2.645.300, prevederi inițial. Definitive, 3.523.700, realizări 2.730.758 lei, realizat 77,50%, cu un deficit de un excedent de 239.041. La sursa autofinanțate, sursa IE, avem venituri, prevederi bugetare inițiale 568.000, finale 568.000, încasări 301.204 lei, realizat 53,03%. Cheltuieli 568.000, prevederi definitive 568.000, realizări 285.005 și procent realizat 50,18%. Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea legii 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare. A legii 82/1991 a contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice,
respectând procedurile și principiile contabile specifice. Executarea bugetară a documentului 4 de anul 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Comunei Orbeni, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. Din analiza execuției prezentate, reiese că nu sunt necesare niciun fel de măsuri de redimensionare a cheltuielilor. O să citesc și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pentru trimestrul 4-2020. Consiliul Local Orbeni, județul Bacău, în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni, la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a Comunei Orbeni pentru trimestrul 4-2020, articolul 7 alineat 13 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicană, în conformitate cu prevederea articolului 49 alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, în baza articolului 129 alineatul 1 alineatul 2 litera B și alineatul 4 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera A din OUD numărul 57/2019 și codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Orbeni pentru trimestrul 4, anul 2020, conform anexiei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Conducerea de vedere a prezentei hotărâri se prezentează în primarul Comunei Orbeni. Da, sunt cifre pe care am încheiat anul 2020. Ați observat că avem și un excedent care îl putem utiliza în anii următori, începând cu anul 2021, pentru acoperirea temporară a golului de casă, în cazul în care există o astfel de situație, sau, în cel mai sigur caz, vom utiliza suma în, pentru cheltuielile de capital, pentru investiții mai mult. Cam astea ar fi cifrele care, la nivel general, vorbesc, pe total, care, cu care s-a încheiat anul 2020. Majoritatea țintelor propuse în buget, ca și proiecte realizate, au fost atinse. Nu avem niciun fel de probleme cu așteptatorii vis-a-vis de cei furnizori de servicii. Nici la imunitățile din învățământ, nu zic că nu avem prezresante. S-a încheiat într-un tur optimist, zic eu, și cu perspectiva ca anul următor să se finaliza după ce vom construi bugetul pentru anul 2021, să ne atingem țintele atât în zona investițiilor, cât și celelalte cheltuieli de funcționare. Domnilor consilieri, înaintea punerii la vot a avizului favorabil, întrebăm Comisia de Specialitate Economică, are avizul favorabil, domnul președinte? Da. Juridicul? Ce spune pozitiv? Culturalul? Domnul Falcă? Avizul e favorabil din partea Comisiei de Cultură pentru proiectul numărul 1? Da, am discutat înainte. Da, corect, este. Prin urmare, trecem la vot, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? O abținere, domnule secretar, din partea domnului consilier Dan Moraru. Hotărârea de proiect cu numărul 1 primește aviz favorabil din partea Consiliului Local. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Pentru a pune în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul. Da, o să spun câteva vorbe și despre proiectul de la numărul 2. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pentru luna martie 2021. În baza prevederilor legii 15/2021 a bugetului de stat, a legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni va suporta următoarele rectificări. Pe partea de venituri,
În baza prevederilor legii 15/2021 a bugetului, legii bugetului de stat, legea 571 votul fiscal, 273/2006 privind finanțele publice locale, așa, la capitolul de venituri, am primit subvenții de la alte nivele ale administrației, de la Ministerul Dezvoltării, cod 4265, suma de 578.010 lei, vorba de 5.780.000 de lei, pentru situațiile de lucrări supuse de contării și depuse din luna decembrie, noiembrie și decembrie 2020. Pentru obiectivul de investiții, reabilitare și extindere cor grădință și construire cor școală în țadul scurta, școala scurta, 554.010.000 lei, 5.540.000.000, și la, pentru dispensarul de la scurta, pentru obiectivul reabilitare, extindere și dotare, dispensarul vorbim, 24.000 de lei. Cu sumele astea, putem să spunem că am reușit să finanțăm în totalitate. Cele două obiective de investiții pentru grădiniță au fost finalizate undeva mai devreme. Deci am finalizat cu toate datoriile și la școala numărul 3 și la dispensarul medical Orbeni. Așa, 24.000 reprezintă dotarea dispensarului cu mobilia. Și acum am retras banii și să facem de contul și în felul ăsta am lichidat. Am finalizat lucrurile la trei obiective de investiții din pe, de pe programul Național de Dezvoltare pe PNDS-ul. Prin urmare, domnul consilier, întrebăm din nou dacă există avizele comisiilor de specialitate la punctul 2 al proiectului pentru care domnul primar a avut o expunere de motive. Deci, Comisia Economică este favorabil, juridică. Culturală? Da. Păi, domnul Moraru, abțineți ceva, cineva, un punct de vedere, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Domnule secretar, consemnați împotrivă? Domnul Dan Moraru? Abține. Abține. Deci, proiectul de la proiectul numărul 2 al ordinii de zi a întâlnit majoritatea, mă abține, mare. Putem trece la punctul numărul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și indicatorilor tehnico-economici de investiții în modernizare drumurilor locale, DR 250 și DR 158 și consolidare pod pentru Radul Chiriței din localitatea Comună, din comună, localitatea Orben, comuna Orben. Dăm cuvânt pentru a expune. Da. Da, o să prezint câteva date referitor la această investiție, la acest proiect. Având așa, raportul compartimentului de specialitate. Continuarea eradicării problemelor sociale, dezvoltării infrastructurii localității și activităților economice se poate face prin atragerea de investiții în teritoriul UAT Orbeni, investiții din surse proprii sau prin implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă, a drumurilor existente din balast sau pământ, cu acostamente de pământ, ce au lățime variabilă, sau au dispărut sub acțiunea apă. Iar șanțele insuficient amenajate, colmatate cu descărcare ce se face cu partea carosabilă a drumului, drumuri aflate în domeniul public al Comunei Orbeni, cu destinația de căi de comunicație. Prin realizare de investiții se va asigura legătura cu drumurile principale modernizate ale Comunei Județului sau și îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră și pietonală a locuitorilor din zonă. De asemenea, este necesară și construirea de poduri peste Curul Orbeni și Scurta, poduri care să asigure legătura cu drumurile principale să lucrezi utilaje de intervenție, pompieri, salvare, dezăpezire sau altele, să poată ajunge în timp util și în siguranță la intervenție. Obiectivul propus se încadrează strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Orbeni și Scurta. În cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Local la nivelul UAT Orbeni au fost identificate pentru a fi accesate următoarele obiective de investiții necesare dezvoltarea infrastructurii rutiere. Obiectivul de investiții, modernizarea drumurilor locale, DR 250 și DR 158 și consolidare pod în punctul Vadul Chiriții, în comuna Orbeni, județul Bacău, are o valoare estimată a investiției totală de 66.806.373,20 lei cu TVA, din care construcții montaj 5.854.800 lei. Cu TVA sau valoare estimată a investiției totale de 57.294.000 lei,
fără TVA, din care ce plusem 49.200.000 lei. Fără TVA, conform devizului privind cheltuielile pentru realizarea investiției și centralizatorul cantități și cheltuieli pentru investiția de bază, anexă la raport, pentru 1,759 km și 22,10 m pod, fiind identificate în următoarea amplasamente. În satul Orbe, de re 250, 1216 m, de re 158, 543 m și pod 22,10 m. Amplasamentul investiției, ce se înregistrează cu structura rutieră modernizată existență în cadrul ATE Orbe și este o relație de interconectare cu acesta, fiind situat pe teritoriul administrativ al Comunei Orbe, în extraviralul satului Orbe, care va trebui să fie predat pe bază de protocol către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Necesitatea investiției este datorată lipsei lucrărilor de protecție a șanselor în zone cu declivitate accentuată a lucrărilor specifice de drenaj și a consolidărilor locale, a dus la evacuarea incorrectă a apelor pluviale și apariția în zone din stabilitate ce trebuie eliminate odată cu refacerea taluzurilor naturale și îmbunătățirea condițiilor de mediu, prin preluarea corespunzătoare a torenților sezonieri de pe versant. Sectoare de drum sunt parțial pietruite cu fenomene de dușiri înoroite cu pământ și reprezintă zone care stagnează apa de precipitații și au o stare de viabilitate necorespunzătoare. Traseul drumurilor nu este sistematizat corespunzător, platforma parții carosare la drumurile nu este definită, patul drumului fiind cu cota sau la cota terenului înconjurător, situație care determină zăpezirea repetată pe timpul ierii. Nefiind asigurate măsuri pentru siguranța cetățenilor lipsind indicatoare de semnalizare, precum și preluarea eficientă a apelor pluviale, deversate datorită șanțelor existente din pământ, ce sunt subdimensionate, colmatate și de nedefinite, iar podețele de descărcare nu fac față debit normal din anotimpuri de ploiasă. Structura rutieră actuală este improprie traficului auto și circulația pietonilor. Aceasta desfășurându-se a nevoie în orice anotimp, nefiind asigurate condiții minime pentru viața și activitatea locuitorilor din zona de acentă. Fapt ce influențează negativ situația economică, socială și culturală locuitorilor din deservirea drumurilor și fondurile propuse pentru modernizare. Devizul general de lucrări, o să vă dau doar totalul. Totalul general este de 5.729.400 lei, din care cei plutem, așa cum am spus, mai de 4.920.000 lei. În prețul este stabilit la data din 9.7.2019 a fost împărbunit acest deviz general. Centralizatorul. Tema de proiectare. Așa să vă spun câteva lucruri despre tema de proiectare, privind obiectivul de investiții modernizare drumurilor locale pentru puterele de 150 și 158 și consolidare până la vadul chiriții. Informații prin regimul juridic și economic și tehnica de rost sau și sau construcții existente în documentația cadastrală. Amplasarea străzile propuse pentru modernizare se află în extravilanul Comunei Orbe, județul Bacău, conform domeniului public al Comunei Orbe. De străzile propuse, strada propusă pentru modernizare se află în Comuna Orbe de Bacău și face parte din rețeaua de străzi existente a Comunei. Pro domeniul public al Guatei Orașa, particularitatea ale amplasamentului la amplasarea propuse pentru realizarea obiectivului de investiții după care descrierea succintă amplasamentului propuse spre realizare, suprafața terenului, suprafața totală a străzilor conform documentelor CPI, dimensiunea drumul local 1216 m, drumul local 158-543 și acum ai spus podul lungit de 22,10 m, un total de 1781,10 m. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiții modernizare, drumuri locale de R250 și de R158 și consolidare pod din punctul Vadul Chiriței în Comuna Orbe, județul Bacău. Deci Consiliul Local al Comunei Orbe, județul Bacău, într-o ședință extraordinară data de 31.3.2021, având în vedere necesitatea mai mult decât strădientă a realizării acestor investiții în infrastructura Comunei Orbe, județul Bacău,
care pot contribui decisiv la atragerea de noi investiții, atât în comuna Orbeni, cât și în zonele vecinate. Prin poziționarea strategică a acestor obiective, la creșterea accesibilității cetățenilor în și din comuna Orbeni, și nu numai, atât din partea din intragrarea satului, cât și a suprafețelor importante de teren situate în intragrarea localităților, constituind o cale de acces rapidă, utilă, eficientă și modernă de legătură. Articolul 120 aliniatul 1 și articolul 121 aliniatul 1 și aliniatul 2 din Constituția României Republicane, articolul 3 și 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea 1999/1997. Articolul 7 aliniatul 2 din legea numărul 287/2009 privind codul civil, republicată cu modificări și completări ulterioare. Referatul de aprobare numărul 2145/26/3/2027 al Comunei Orbeni, în calitatea sa de inițiator, din care rezultă necesitatea implementării și oportunitatea proiectului modernizare drumuri locale de DR250 și DR158 și consolidare pod în punctul Valutiției, în Comuna Orbeni de Subacuri, constituind un raport la dezvoltarea colectivității locale. Raportul compartimentului de specialitate numărul 2144/26/3/2021, din care rezultă necesitatea implementării și oportunitatea proiectului modernizare drumurilor locale de DR250 și DR158 și oportunitate și consolidare podul Apucheriței în Comuna Orbeni Surbateu. Indicatorii tehnico-economice investiții. Devizul general privind cheltuielile pentru realizarea investiției modernizare drumurilor locale. Tema de proiectare privind modernizarea drumurilor locale de DR250 și 158 și consolidare pod. Nota conceptuală privind modernizarea drumurilor locale de DR250 și DR158 și consolidare pod punctul Valutiției, aprobată de primarul Comunei Orbeni Surbacău. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate. Ghidul de depunere pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social în cadrul Companiei Naționale de Investiții. Articolul 7, aliniatul 2 și articolul 1166 și următoarele din legea numărul 287/2009 privind codul civil, republicată cu modificări și completări ulterioare, referitor la contractele sau convenții. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Articolul 43, aliniatul 4 din legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor articolul 129, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D, articolul 139, aliniatul 1, articolul 197, aliniatul 1, litera A, din ordonanță de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului modernizare drumurilor locale DR250 și DR158 și consolidare pod punct Valutiriți în Comuna Orbeni de Subacău și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă, care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, modernizare drumurilor locale DR250 și DR158 și consolidare pod în punctul Valutiriți în Comuna Orbeni de Subacău. Articolul 3. Se aprobă predarea amplasamentului imobilului constituit din teren și sau construcții după caz destinat construcției pe perioada realizării investiției pe bază de protocol lider de orice sarcin către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din Compania Națională de Investiții care va realiza investiția. Amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementărilor în vigoare. Articolul 4. Autoritățile administrației publice locale își asumă angajamentul de a asigura în condiții legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și pentru organizarea șantierului. Articolul 5. Autoritățile administrației publice locale își asumă angajamentul de a asigura finanțarea pentru raporturile la utilități, electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil, etc. Articolul 6. Autoritățile administrației publice locale își asumă obligativitatea ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat să mențină destinația acestuia și să le întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani. Articolul 7. Reprezentantul legal al Comunei Orbeni este potrivit legii primarul acesteia
subsemnatul, în dubla sa calitate de ordonator principal de credit. Cu ducerea la articolul 8. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri este semnat primarul Comunei Orbeni, județul Bacău. Articolul 9. Prezenta hotărâri se comunică prin intermediul secretarului Comunei Orbeni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunii, instituției prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei, precum și pe pagina din internet. Mulțumim, domnule primar, pentru expunerea de motive. Deci, în situația în care totul decurge normal, documentația săptămâna viitoare va fi predată către compania națională de investiții, atât pentru proiectul prezentat, cât și pentru cel care îl voi prezenta la punctul următor. Și sperăm ca în cel mai timp să fie evaluat, toată documentația să fie evaluată și să obținem finanțarea pentru realizarea obiectivului. Finanțarea e propriu, pentru că realizarea o face exact compania națională de investiții. Noi predăm, așa cum ați reținut și din materiale, predăm amplasamentul cu toate documentele legate de investiție, care stau la baza emiterii autorizației de construire. Și sperăm ca urma evaluării să fie răspunsul cel pe care l-așteptăm cu toții, că această investiție se poate fi realizată în folosul și spre beneficiul tuturor celor din Comuna Orbeni și nu numai. Domnilor consilieri, dorește cineva dintre dumneavoastră o luare de poziție? O idee? Avizul Comisiei Economice valabil? Juridice? Comisia de Cultură? Domnul Pantolan Zovar? Dacă îmi permiteți, 1, 2, 3 cuvinte asupra acestui proiect. La el se lucrează din 2016. Eu mi-aduc aminte din copilărie, zona era numită La Mulituri, iar la jumătatea distanței spre podul Vadul Chiriței, ne jucam acolo când erau ploi torențiale, chiar făceam câte o baie, când ne duceam la păscut cu văcuțele, cum era de obicei. E un drum de importanță deosebită pentru exploatațiile agricole din zonă, face o conexiune importantă cu drumul european Europa 85, preluarea apelor pluviale meteorice, mai ales în timpul verii, când se întâmplă o ploaie de aia și dumneavoastră torențială. Poate ne va ajuta ca acel drum să nu mai ajungă în această investiție, în starea în care era inițial acum 20-30 de ani. Consider că investiția se impune, este necesară, e în beneficiu întregii comunități. Orice proiect depus și obținut pozitiv la finanțare din partea Comisiei Naționale de Investiții nu poate decât să ducă spre o dezvoltare benefică comunității noastre. Vă mulțumesc. Dacă aveți alte vorbi de cuvânt, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cineva împotrivă? Nu. Domnul Moravo, dau constat că se abține. Consemnat, domnule secretar. Prin urmare, dacă îmi permiteți, domnilor consilieri, trecem la punctul 6. La punctul 5 al ordinii de zi. Gândire proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării indicatorilor tehnico-economice a investiției în modernizare drumuri de interes local în satele Orbeni și Scurta, construire pod în zona Capela Dormirii Maicii Domnului din Comuna Orbeni. Da, o să extrag de aici și câteva informații care îmi spune să vă dă. E vorba de obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Dormirii Maicii Domnului în satul Orbeni, Comuna Orbeni, județul Bacău. Obiectiv ce are o valoare estimată a investiții totale de 12.994.788,60 TVA, din care construcții montaj, ce plus e, 11.224.700 lei. Sau o valoare estimată totală a investiției, așa, conform de vizite general, pentru cheltuielile pentru realizarea investiției, centralizatorul de vizite estimative. Și ar fi vorba aici, în proiectul ăsta, despre o suprafață de 4,5, o lungime de 4,590 de kilometri, fiind identificată în următoarele amplasamente. În satul Orbeni, strada Pânzii, 532 de metri, strada Tineretului, 162 de metri,
strada Gării, 140 de metri, strada Luz, 53 de metri, strada Costa Mori, 529 de metri, strada Școala Vechi, străinul Elena, mai nou, 627 de metri, în completare, bufețica de la Sumanar până la intersecția, până la strada Răzeșilor, 106 metri, strada Făinești, 430 de metri, strada Țețulești, 520 de metri, strada Chelmușești, 492 de metri și strada Zanfirești, 487 de metri. Iar în strada, în satul Scurta, avem strada Biserica Talpa, 1, 152 de metri și tot strada Biserica Talpa, 2, 132 de metri. Sfii crucea de acolo. Și strada Unirii, 285 de metri. Amplasamentul investiției, ce se învecinează cu infrastructura rutieră modernizată existentă în cadrul UAT urban și este o relație de interconectare cu aceasta, fiind situată pe teritoriul administrativ al Comunei Orbeni, pe intraviranul și extraviranul satelor Orbeni și Scurta. Va trebui la fel să fie predată de protocol către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Serviciul general, v-am citit 6.000 de citire și de 10.937.670 de lei, care construcții montaj 9.400.000 de lei. Aici va lucra conceptual. Așa, drumurile propuse a fi modernizate sunt drumurile existente din balast sau pământ, aflate pe domeniul public al Comunei Orbeni, cu destinația de căi de comunicație. Acostamentele sunt de pământ și au lățime variabilă și pe anume sectoare au dispărut complet sub acțiunea apei. Șanțurile sunt suficient aranjate, formatate, iar descărcarea se face uneori pe partea carosabilă a drumului. Degradările observate în partea carosabilă sunt specifice drumurilor pietruite și anume. Spălarea balastului din zona centrală a părții carosabile de către apele pluviale. Grog, făgașe de nivelări cu dușiri. Lipsa bombamentului. Înnervările apartamente. Podețele laterale lipsesc. Șanțurile nu există sau sunt colmatate. Drumurile laterale nu sunt amenajate. Lipsesc lucrările pentru siguranța circulației. Starea tehnică a fost evaluată prin examinare vizuală a traseelor asupra elementelor geometrice, stării suprafeței drumurilor și prin a vitezei medii de parcurs, calității amenajorului conexe și, în special, cel pentru evacuarea apelor de suprafață. Defecțiuni din structura rutieră expertizată se datorează următoarele grupe de cauze. Grosim sau reduse a pierdut. Lipsa sau funcționarea defectuoasă a dispozitivelor de evacuare a apelor pluviale. Volumul redus al lucrărilor de întreținere. Acțiunea agresivă a traficului greu. Depășirea sarcinii admisie pe osii. Circulația vehiculor de donaj sporit în perioada de îngheț-dezgheț. Creșterea numărului de vehicule grele. Condiții de exploatare. Defectele funcționale afectează viteza medie de circulația vehiculor, consumul mare de carburant, precum și siguranța în trafic. Străzile prezintă grob, făgașe de nivelări, faianțări, necesitând modernizare de sistemul rutier prin locuirea totalitatea celui de sistem. Defectele constatate afectează viteza medie de circulație și consumul de carburant, precum și siguranța în trafic. Ca elemente geometrice în plan, în profilul centrular și transversal, precum și structura rutieră sunt necorespunzătoare. Scurgerea și evacuarea apelor meteorice nu sunt asigurate. În urma încărcărilor provocate de trafic și efectul fenomenului de îngheț și dezgheț pe tot traseul apar grob accentuate din partea transversală. Impactul negativ prezionat în cadrul nerealizării pe investiții, continuarea de grăbire a sistemului rutier și implicarea siguranței în trafic. Prezentarea după caz obiectivul de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare, cu obiectivul de investiții propus existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propuse. În momentul de față, nu există în zonă obiective de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan la unor planuri similare, aprobate de acte normative, în cadrul cărora se pot încadra obiectivul de investiții propuse. Să dau citire și străzile de ani numărat. Total 4.592 de metri, 4 km și 590 de metri linie. Domnul primar, consider că
Tot Consiliul Local știe despre ce este vorba, cele 10 ulițe comunale, proiect vechi, continuare. Ai citit și proiectul de hotărâre? Se știe de peste... O să citesc doar articolele fără preambul, că e identic cu cel anterior. Și aici hotărâre. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului de modernizare drumului de interes local în satele Orbeaș și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Adormirea Maicii Domnului, în sat Orbeni, comun la Orientezul Bacău, și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexă care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Articolul 2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții. Articolul 3. Se aprobă predarea amplasamentului imobilului construit din teren și sau construit pe caz destinat construcției, liberă de realizării investiții pe bază de protocol liber de orice sarcini către Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții care va realiza investiția. Articolul 4. Autoritățile administrației publice locale își asumă angajamentul de a asigura în condiții lege suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului. Articolul 5. Autoritățile administrației publice locale își asumă angajamentul de a asigura înființarea, de a asigura finanțarea pentru acordul la utilități, acuda cristicală. Articolul 6. Autoritățile administrației publice locale își asumă obligativitatea ca după predarea amplasamentului și obiectivului realizat să mențină destinația acestuia și să întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. Reprezentantul legal al Comunei Orbeni este potrivit legii primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Articolul 8. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri este desemnat primarul Comunei Orbeni. Articolul 9. Prezenta hotărâri se comunică prin intermediul secretarului Comunei Orbeni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, instituției prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina sa de internet. Vă mulțumim, doamnă primar. Domnilor consilieri, sunteți invitați, dacă doriți, să vă expuneți puncte de vedere asupra acestui proiect de investiții. Domnule consilier Andrei Vieră, aveți cuvântul. Sper că v-am gândit bine. Unii dintre dumneavoastră deja aveți vechime, alții sunteți mai bine aflați de la noi din mers. Faptul că modernizarea rețelei stradale a făcut obiectul mai multor, nu numai discuții, ci și proiecte. Ultimul de mare adăugări a fost cel în 2016. Acolo, alul primar știe că am depus chiar documentele la AFIR. Ne îndeplinind atunci condițiile de punctaj, mi se pare. Nu, sau îndeplinind condițiile de punctaj. Proiectul a fost eligibil, așa, dar lipsa fondurilor pe zona de finanțare au lipsit. Suntem, mai aveam de așteptat încă 40, ca și număr de ordine, care însemneau 40 milioane de euro. Că valoarea proiectului duce undeva la 1 milion de euro, dacă ne-am zis bine. Da. Estimat. Da, da. Și nefiind asigurată finanțarea de către AFIR, pentru că bugetul nu mai permitea lucrul ăsta, nici în urma celorlalte rectificări care au existat, nu au fost nicio speranță, este depus și acolo, la momentul ăla, cum a rămas în formula aia, că nu știam ce se va întâmpla ulterior. Și acum am găsit o altă sursă de finanțare, care înseamnă Compania Națională de Investiții, unde sperăm să obținem finanțare. Și prin AFIR, proiectul era generos și speram să obținem atunci finanțarea și nu doar clasificarea pe un loc bun, ci și în finanțarea acelei dăm. Numai că nu a fost posibil până la ora actuală. Faptul că sunt și acolo, e o oare întâmplut și sperăm că undeva de două surse, una să se adeverească. O chestiune asupra căreia n-ați amintit deloc și mi-a rămas chestiunea asta, știu că din mandatul trecut. Dacă vă amintiți că din mandatul 16-20, am spus că, și am susținut ideea, că nu asfaltăm nicio stradă până nu asigurăm infrastructura, apă, gaz, canal. Ați rezolvat problemele astea și apropo din asfalt? Întrebare. Sau renunțăm la vechi idee și punem asfaltul, nu vedem noi cum trecem cu apa și canalul. E problemă foarte importantă. Și o zonă importantă. Vedeți-vă că cele... Nu știu ce stres, cum numărat, fosturici. Dar sunt câteva foarte importante și cu multe populații de ei. Câte ori fi? 2, 3, 4, 7. Problema apei, canalizării, trebuie rezolvat și gazul, pentru că se lucrează deja la aceste proiecte. Ar fi bine să aveți în vedere și să nu renunțați la acel principiu, fiindcă o să aveți destule probleme pe drumul județean, pe comunalele asfaltate, cu extinderea rețelelor. Și chiar noi am analizat-o și eram tot împreună,
când am spus că e bine ca pe viitor aceste priorități să fie și apoi asfaltul, fie ultima dintre ele. Acum, când n-ați renunțat la principiul... Deci principiile rămân aceleași. Așa. Am discutat chiar ieri și am primit un înscris de la cei de la POIM. Și aici, când spun lucrurile astea, mă refer la extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Deja în luna aprilie o să primim un răspuns final de la cel consultant Jasper care se ocupă de tot proiectul. În perioada lunii august se va ține licitația pentru execuția, proiectarea și execuția acestei investiții. Ceea ce aprobăm noi azi nu e un proiect care mâine va prinde viață, dar nu putem lăsa așa. Trebuie să-l depunem, să obținem finanțare. E un proiect de durată care poate să înceapă în 2022, în 2023, Dumnezeu știe când. Sau poate chiar în cursul anului, n-am idee. Deci, indiferent ce se va întâmpla, din discuțiile cu cei de acolo, când vom semna contractul cu POIM, de exemplu, cu CRAB-ul sau cine se ocupe de treaba asta, o să trecem la priorități toate străzile care sunt, având în vedere că Orbenii, cu cealaltă parte din comune, care e într-o primă etapă de proiectare și finalizare contract, să intre într-o primă etapă cu priorități străzile care sunt sau pe care se vor face intervenții. Deci canalizarea și rețelele de apă nu vor merge pe drum, ci prin domeniul public care înseamnă de la șanț, de la acostament în cor. Nu vor traversa, nu vor tăia drum. Indiferent de situație, că se va face asfalt sau că nu se va face asfalt. Până la prima, până la intervenția, până începe lucrurile pe investiția de apă canal. Cam asta e situația. Credește că merge pe același principiu și nu s-o amâna din dorința că vrem să facem o tăiată canal gaz. Pentru că nu există nicio sursă de finanțat. Și proiectul cu POIM-ul merge să desfășurează foarte greu, știm bine lucrul ăsta de toate, la fel și azi luat. Nu e un proiect care de mâine începe efectiv să prindă viață. Nu, deocamdată îl depunem. Să dea Dumnezeu să obține finanțarea și să... Deci noi am zis la principiu că întâi infrastructură, apă, gaz, canal și apoi azi luat. Ar fi ideal să fie ordinea aceasta. Dar ideal ar fi fost ca toate lucrările astea să aibă început, de când s-au turnat primii metri de asfalt, să aibă loc apă, canal. În scurta de exemplu, unde o să vină apa și canalul, de totul e asfaltat. Și o să întâmple acolo. Atunci nu s-au mai ținut cont de lucrurile astea. Nu era o prioritate, canalizarea, care ulterior a devenit o prioritate națională. Dar era o necesitate pentru comună. Prin 2010-2012... Dacă ne uităm la vecinii noștri, dau un exemplu cu Valea Seacă, în momentul în care au început lucrările astea de asfaltare și astea, au intrat la pachet cu canalizare, apă și după. Au făcut la pachet același până la urmă. Îi vedeți. Au prins pe gestiune la pachet. Noi le-am luat pe segmente și aici... Asta a fost și motivul să discutăm cu reprezentanții și chiar am discutat ieri cu șefa din proiect, mă refer la apă și canal. Și ne-au punctat și ne-au scris, de la BM în scris. Nu suntem noi singuri în situația aceasta. Siguranță. Mai cu seamă că avem intravestat și drumul județean. Sunt convins că tehnologiile și tot tehnologiile ce e, nu o să afecteze și nu o să rupă niciun metru de asfalt, o garantez. Dar măcar cu porțiunile care le avem în continuare de asfalt, dar să te învățăm din cele trecute, și atunci ar fi bine să le prioritizăm în sensul acesta. Cu siguranță. Astfel să nu mai intri din nou o problemă. Că nu e ușor să mergi pe acostamente și nici pe șanță cu conducte de canalizare. Dar din discuția cu cei de la CRAB și consultanții care au vrut în teren, cam așa s-a întâmplat. Investiția e dublă, pentru că trebuie stânga de alta. Corect. Nu mai poți traversa sub traversa, pentru că îți cheltuie de noi. Asta se specialește, nu noi. Iar cheltuielile vor fi mai mari decât dacă ar fi fost... Eu sunt convins că specialiștii, cei care sunt în măsură să stabilească ce și când va trece conducerea asta, nu suntem noi. Îl vedem cu părere. Când avem de nevoie să putem fi și inginer legat de rețeaua de gaz și inginer pentru apă și canal. Noi doar ne dorim ca finanțările astea să vină în folosul comunității noastre. Și să mai folosim și experiența anterioară. Repet, asta au fost motivul pentru care am discutat și domnul secretar și cu cine vreau, știu, o luat cunoștință de documente semnat. Scrie clar că în momentul când se va face predarea amplasamentului, se va ține cont de prioritățile acolo unde vor avea loc astfel de lucrări. N-am luat decizia singur, știu că merg acum că încerc o chestie din cel ăsta, dar când am văzut discuta, de exemplu, să fac drum sau canalizare, aveam să aleg. Iar Consiliul de atunci a spus, canalizare nu e prioritate. Cine trage canalizare? Încă nici nu era rețeaua de apă. Și pune-ne drum că ne-am săturat de noi. Deci era o prioritate nu impusă de primarul.
din care eram atunci. Și pur și simplu era o necesitate urgentă, oameni se prează. Toate sunt prioritare. Toate sunt priorități. Dacă le-aș făcut pe toate la pachet, cum am prins mai târziu, prin... A fost măsura 3-2-2, ca fie. Nu, nu, nu. Apă, canal, drumuri, pachetul prins. Prins. Soprapăț, când am prins seria lor. Măsura 3-2-2, eu am făcut primul și m-am lăudat că am făcut primul, dar primele proiecte SAPAR mergeau pe o singură investiție de bază. Să dea Dumnezeu să obțină. Să dea Dumnezeu să obțină. Să fie elegibilă documentația și să fie posibilități financiare la compariatul de la Ministerul Dezvoltării și să primim ok. Din experiențele anterioare se știe prea bine documentarea, documentația, întocmirea, depunerea, obținerea favorabilă a finanțării durează aproape 2 ani. Să dea calendarul care mi l-a trimis pe Ivo, șefa din proiect, scrie așa, vă repet. În luna aprilie va primi, va da definitiv soluția aceasta, firma de consultanță. În luna august se va ține loc licitația pentru proiectare. În perioada lui ianuarie 2022 va începe lucrarea. Vă zice, care mergem în paralel cu toate documentațiile, deocamdată discutăm de documente, nu? Bun. Nu vine mâine cu două scavatori, s-a pus lucrarea. Sperăm să fim norocoși să înceapă extinderea rețelei de apă și canalizare în finanțare. Vom analiza și vom discuta bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2021, o să vedeți că o să venim cu propunere. Tot prin zona de investiții, că o să proiect bugetul în zona de investiții cu accent, o să venim cu mai multe documentații pe care solicităm aprobarea Consiliului Local, să putem demara mișcările și pentru restul de străzi care urmează să se intre în asfaltare. Dar ați observat aici, strada Soinești este incompletă. Este incompletă. În următoarea, dar când o să discutăm bugetul, să vedeți că vin din nou cu strada Soinești pentru celelalte racorduri, că nu putem face doar axul principal, că aceleași drepturi au și oamenii lanți. Să beneficieze de treaba. Că așa au fost gândit proiectul atunci, că s-o despre studiul de fezabilitate, început și depus la firmă. Da. Nu-l mai putea modifica, că ar însemna să o reluăm de la zero tot. S-o renunțat doar la strada aia din câmp, unde am adăugat pe aceeași lungime, strada Tineretului Părului, care nu erau precizate, și intersecția de la strada Biserica Tatăl. Că așa era incomplet. Era făcut numai actul principal, dar restul nu mai era. Și așa am depășit valoarea. Și în dovadă când am și depunctat puțin, chiar nu am condiții în care am mers pe actul principal. Dacă mai ești adăugat, depășeam valoarea. Nu și-am zis, în faza a doua, când o să venim în fața dumneavoastră cu celelalte propuneri de proiecte, o să venim, în primul rând, cu capetele de străzi care sunt incomplete din strada respectivă. Și aici am Făinești, mi se pare că am și Chiomușești, câteva bucățele. Și ce ori pe acolo, nu mai dețin exact. Dar vom vedea ce cifre vom primi, că încă nu s-au finalizat. Dar primim o parte din cifre, dar mai să ne primim. Ca să putem creiona oarecum bugetul, să-l facem ca și proiect public și să vedem ce părere mai bine. Prin urmare, domnilor consilieri, să fim încrezători și așa proiectul extindere rețelei apă și canalizare are o întârziere uriașă, să devină prioritate la nivel de județ și să ne vedem în august când încep lucrările de extindere. Fapt pentru care nu trebuie să fim așa de pesimiști, o să vină asfaltul. Spunea mea, când ai fost atent, în august se va ține licitația. Am înțeles, da. Se preconizează, că ideea în care nu sunt contestate sau, eu știu, să afecteze treaba asta, în ianuarie 2022, va începe efectiv că sunt două contracte de lucrări. Una e pentru rețea și a doua e pentru furat de puțuri, stații de tratare și ce nu ne mai vrea. Și rămânem... Este destul de treaba acolo. 5 milioane de euro. Da. Da. August 29. Da. Deci noi trebuie să fim constructivi, pozitivi și să sperăm că nu abandonăm principiul întâi apă și canal și gaz și după aia asfaltul peste ele. Fapt pentru care vă propun să trecem la supunerea spre vot a acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Dan Moraru. Domnul secretar, proiectul Modernizare drumul de interes a obținut majoritatea Consiliului Local. Fapt pentru care, dacă îmi permiteți, declar închise ședința. Mai aveți ceva? Păi a spus că... Punctul 6 după ordinea de zi. Punctul 6. Foarte bine. Punctul 6. Să fim mai operativi, pentru că ședințele anterioare au avut o durată îndelungată și trebuie să fim mai eficienți în actul administrativ. Fapt pentru care, la punctul 6, dăm citire proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor prealabile necesare în vederea închirierii spațiilor
din incinta clădirii cu destinație de dispensar medicină umană din satul Scurta. Dăm cuvântul domnului primar, cine da, spune... Da, o să prezint așa câteva cuvinte. După cum bine știți, lucrările la dispensarul de la Scurta sunt aproape de final. Din discuțiile cu constructorul, cu dirigintele de șantier, estimăm ca la finalul lunii aprilie să putem recepționa lucrarea. Și să o dăm în folosință. Motiv pentru care, în paralel, încercăm să dăm drumul la procedurile privind închirierea spațiilor din incinta clădirii cu destinația de dispensare umană s-a scurt acum la ordine sub Bacteu. Preambulul ar fi legea 50, având în vedere prevederile legii 50/1991 privind autorizarea executării de lucrări și de construcții publicate cu modificări și completări ulterioare, legea 213/1990 privind bunurile proprietatei publice cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 1650 al legii 1652, 1657, 1660, 1666, aliatul 1, articolul 1672, 1673, 1676, 1719, 1730, din legea 288/2009, codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Consiliului Local Orbien numărul 26/29/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni, hotărârea Guvernului numărul 1347/27/12/2001 prin care s-a atestat apartenența la domeniul public al județului Bacău a bunurilor cuprinse în inventarul aprobat de Consiliul Local Orbien prin hotărârea 26/29/1999, articolul 43 din HG395/2019, hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică a acordului cadru din legea 96/2016 actualizată. Aviziile comisiilor de specialitate, prevederile referatului primarului Comunei Orbeni numărul 2150 din 26/3/2021, respectiv raportul compartimentului de specialitate întocmit și înregistrat cu numărul 2151 din 26/3/2021. Solicitările formulate în vederea închirierii respectiv concesionării acestor spații, în temeiul prevederilor articolului 996 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență a numărul 57/2020 prin codul administrativ, vă solicit aprobarea pentru parcurgerea următoarelor etape. Articolul 1. Aprobarea demarării procedurilor în vederea evaluării necesare pentru închirierea spațiilor din incinta clădirii cu destinația de dispensar uman în sat Scurta, Comuna Orbeni, Bacău. Articolul 2. Aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru achiziționarea de servicii de evaluare în vederea întocmirii raportului de evaluare aferente imobilului cu destinația de dispensar uman în sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, de către un evaluator autorizat. Articolul 3. Aprobarea demarării procedurilor în vederea intabulării și emiterii de carte funciară a clădirii cu destinația de dispensar uman din sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău. Articolul 4. Aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru achiziționarea de servicii de cadastrare în vederea întocmirii cărții funciare aferente imobilului cu destinația de dispensar uman din satul Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, de către un cadastrist autorizat. Menționez faptul că prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire către primar și compartimentele primăriei Comunei Orbeni, județul Bacău, fapt pentru care vă supun spre atenție dezbaterea prezentului proiect de hotărâre în vederea adoptării unei hotărâri. Prin urmare, domnule consilier, a luat sula ta pe raportul de activitate, compartimentului de specialitate și expunerea din motive citită de domnul primar. Mergem să trecem la spunerea către vot. După ce primim avizul favorabil din partea Comisiei Economice, Comisia Politică, Comisia Culturală de asemenea, prin urmare, domnule consilier, cine este pentru aprobarea acestui proiect în ordine de zi? Intervenții? Păi nu, cineva trebuia să spună. O intervenție? Dorește cineva? Da, n-am aflat din expunerea primarului ce spații închiriați și cu ce destinații. Păi, sigur că... Imaginații sunt prioritare și medicul difamic. Asta nu se discute. Asta mai puneți... Iar celelalte spații care rămân disponibile vor fi închiriate sau concesionate după caz, tot ca și acțiuni medicale desfășurate acolo. Or să fie, pentru analize medicale,
ecograf, un fel de medicină, nu știu dacă îți convine general, dar ceva de genul ăsta, fizioterapie. Da, am găsit. Sunt speranți deja pentru medicul de familie. L-am găsit, au depus cer în sensul ăsta, dar așteptăm acum să finalizăm lucrarea și să urmăm procedurile astea. Și deci tot ce se va desfășura acolo va fi acțiune medicală în favoarea oamenilor. Dar nici nu se pune în discuție, altă problema de a cu direct la aprobare. Deci va fi acolo ecograf, medic care va face ecografie, vor fi medici care vor face analize medicale, vor fi oameni care vor face fizioterapie și anumite proceduri. Destinația, în sine, dispensar medicină umană. Cine își poate imagina că acolo se va putea desfășura alta activitate? Dacă toate spațiile vor fi ocupate, după cum am discutat și după cum v-am prezentat, va fi un centru medical super ok. Să dea Dumnezeu să proiect cu doctor la scurt. Să dea Dumnezeu să proiect cu doctor la scurt, dar până nu am găsit niciunul. Nu plouă cu doctor, cu chiu cu vai, după lungi discuții cu cei de la colegiul medicilor, de la casa de asigurări și unde n-am mai fost, DSP și așa mai departe, în sfârșit am găsit o familie de medici care deja au văzut locația, le-au plăcut, au depus cer în sensul ăsta. Urmează să demarăm procedura. Dar mai îndeplinesc condițiile, că erau și condiții impuse. Sigur. Pentru înființarea de cabinet de doctor de familie. Sigur. Trebuie un număr de... Îl va avea și pe el. Fii sigur că niciun scurtan nu mai vrea să fie reprezentat de medicul am vorbit cu oamenii, oamenii au înțeles să vor retrage, cei care doresc vor reveni la medicul nou de familie, să vor înscrie. Să urmează toți pașii ăștia legea. Au primit un dăduri de la Casa de Asigurări de Sănătate, că s-au dus am întrebat oameni. Vreți să vă mutați la scurta, dar nu e acolo? Eu am mai fost acolo, să știi, și i-am mai încurajat și pe doctorul Flore, și chiar și doctorița cealaltă. Prezența zilnică a unui medic de familie va atrage din nou toți oamenii în... S-a vorbit cu domnul doctor Florea, dar unde lucrează dumnealui acum la izvorul Muntelui? La... La Bicaz. La Bicaz, acolo... E zona prea frumoasă acolo. Nu mai. Nu e vorba de zona frumoasă, ci e vorba de... Deci nu mai are stresul și grijile care are un medic de familie. Trebuie să prindă un număr cât mai mare de abonați, ca să nu le zic. Pacienți, trebuie să-și construiască buget, are o serie de cheltuieli. Acum el lucrează unde lucrează, trece luna și astrează luna, stă liniștit, fără stres. El la mine, dacă n-au diferit de hack, sigur. Și bine, frumea, arătat cu părintele de hack. Nu te vreau de. Deci reluăm din nou votul. Cine este pentru? Oricum, pentru spațiile propuse prin închiriere, vor trebui studii. Da, de înainte de a fi dat. Să fac toți pașii care trebuie. Da. Dacă eu fac o spație cu destinație medicală, e clar. Nu se discută altceva, clar. Trebuie, e numelat, adică așa, nu sunt prea general, medical. Ce avem, ce intenția? Au fost expus, practic. Deci am spus, prioritatea are medicul de familie. Fără iar celelalte două, trei sări care mai sunt disponibile vor fi alocate tot cu caracter medical, închiriate, cum v-am mai spus, pentru analize, ecografie, este cineva împotrivă? Și o leagă de fizioterapie chiar din colo, nu mai ieșiți la pensie, rămâneți la scurtă, ca să la reîntoarcerea către casă, să faceți o ședință. Nu, să știți că o să fie pe parale. Eu zic că nu o să vă facă. Nu. Nu o să vă facă. Nu știu ala. Dar de ce să la valoarea lui domnul Fantă nu găsește el 90 de lei acolo pentru ședință? Nu, era ideea nici cu bani nu se facă. Asta e gică contra. Puiu s-a rămas. Cine este împotriva atunci, dacă toți suntem la contra? Cine este împotriva acestui proiect? Se abține cineva? Domnul Dan Moraru se abține, domnul secretar, cu semnați. Aveți grijă, domnul Dan Moraru, că dacă vine o frumusețe profesionistă, nu o să vă primească la kinetoterapie. Vede că n-ați fost de acord cu dânsa. Domnilor, ne-am descurcat și astăzi. Vă mulțumim pentru participare. Dacă îmi permiteți, declarăm închise ședința sau discuțiile de derivare asupra punctelor de vedere a ședinței de Consiliul Local Extraordinar de astăzi, 31 martie. Vă mulțumim!